ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi am adus o mașină de lux, britanică. Și în același timp, spune noi, destul de sportivă. Și anume un Aston Martin V8 Vantage. O serie ce se produce de prin anii 70. Modelul pe care noi l-am prezentat astăzi este an 2008. Mașina vine cu binecunoscutul motor de 4,3 litri, bineînțeles V8, și 380 de cai, 409 Nm. Mașina la prima impresie, cum cobori, ca să spunem așa, în mașină, este foarte, foarte joasă, îți dă o senzație de exclusivitate din prima secundă. E ceva aparte, diferit de restul mașinilor sport, adică ești cuprins în totalitate de piele, de cea mai bună calitate materiale, de cea mai bună calitate. Mașina este creată de către inginerii britanici, handmade, adică este făcută manual. Cei care dau comandă de o astfel de mașină durează destul de mult să intre în posesia ei. Probabil de asta sunt atât de puține la noi. Legat de istoria Vantage, mașina asta când a apărut a fost practic cel mai accesibil model al celor de la Aston Martin. Și cu acest model ei au reușit să-și crească foarte mult vânzările și au ajuns unde știm cu toții unde sunt astăzi. Au practic cele mai tare mașini și la Hypercar-ul ați văzut, urmează să lanseze Valkyrie-ul, care se crede că e cel mai tare hypercar din lume. Cel mai frumos lucru la mașina aceasta este, bineînțeles, sunetul. O să vedeți, o secundă, să vedeți ce vreți. Avem și norocul că este în cutie manuală, cu 6 trepte. Practic ne jucăm când vrem noi cu ea. Faci destul de bine la 380 de cai. Bine, este și o mașină ușoară, din câte știu are undeva la o tonă 600. Mașina asta te-ai distrat toată ziua. Ce mai e interesant la mașina asta, o să observați, ușile, cu toate că par că se deschid normal, da? Ele, când te uiți din fața mașinii, sunt puțin ridicate, sunt puțin în sus, stil fluture. Wow! Da, asta înseamnă Aston Martin. De asta sunt puțin mai altfel decât ceilalți. Încă o chestie, acum am văzut când o parchez, când cuplezi marșalierul la mașină, îți apare râul în bord cu roșu și are așa un sunet puțin la mașini vechi, cum ar duceau el înainte. Ia auziți. Încă o chestie interesantă la mașină. Stai să vă arăt. Aici avem și o plăcuță pe care scrie hand build. Scrie că mașina este făcută în Anglia, construită manual, da? Și avem plăcuța care ne atestă acest lucru. Bun. Sper că v-a plăcut clipul. Până data viitoare, vă spunem la revedere!